evenimentul făcut de cei care cunosc și care activează în acest sector agricol. Pentru anul 2022, legumicultorii se așteaptă la un sprijin cuplat situat abia între 2500 și 3500 de euro pe hectar. O scădere semnificativă față de anii precedenți, când suma a fost de 5.500 euro pe hectar în 2021 sau 4.844 de euro pe hectar în 2020. Potrivit lui Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor din județul Olt, Ministerul Agriculturii nici măcar nu s-a sinchisit să publice suma alocată pentru 2022 pentru sprijinul cuplat acordat legumicultorilor, care au aflat despre ea abia de pe site-ul oficial al Uniunii Europene, nici de cum de la funcționarii MEADR. Dacă în 2021 MEADR a notificat o sumă de 12,3 milioane de euro pentru 2022, se pare că aceasta ar fi de 8,4 milioane euro, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă. Nu știm cât va fi valoarea pe hectar, vor rămâne probabil undeva între 2500 și 3500 euro pe hectar maximum. A declarat Ion Păunel pentru un cotidian local. Din păcate, lucrurile vor sta din ce în ce mai rău și în anii următori. Planul Național Strategic 2023-2027 are o alocare de doar 2,6 milioane de euro anual pentru sprijinul cuplat pentru legumele în spații protejate, comparativ cu 13,4 milioane de euro în perioada 2014-2020. Asta înseamnă că ajutorul anual va fi undeva între 800 și 1500 de euro pe hectar, se în legumicultorii. Ion Păunel spune că fondurile acordate pentru sprijinul cuplat au oscilat de la an la an în intervalul 2014-2022, însă niciodată nu au scăzut sub 7 milioane de euro pe an. El califică volumul fondurilor alocate legumicultorilor în noul PNS drept o bătaie de joc la adresa micilor fermieri din sector, mai ales în condițiile în care aceștia deja se confruntă cu probleme mari din cauza majorărilor de prețuri la energie și inputuri, dar și a războiului din Ucraina. Păunel îi mai acuză pe reprezentanții ministerului că nu au ținut cont deloc de solicitările legumicultorilor, atâta vreme cât au alocat în PNS doar 2,6 milioane de euro pe an, din cele minimum 20 de milioane de euro pe an solicitate de fermieri. Mai mult, spune că e mai profitabil pentru legumicultori să crească 3-4 vaci de lapte sau de carne, decât să cultive legume pe 2 hectare de sere.